Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul oficial Tutoriale Gratuite. În acest tutorial vom vorbi despre Malwarebytes, un soft foarte interesant, un soft foarte bun pentru securitate, un soft adițional pe lângă un antivirus. Imediat veți vedea cum puteți descărca acest soft și sper că acest tutorial să vă placă. Descărcarea este de asemenea una ușoară, trebuie să scrieți pe Google Malwarebytes. Mergeți pe primul rezultat, așteptați ca pagina să se încarce. Iar apoi va trebui să dați click pe Free Download. Vă va arunca pe site-ul cnet.download.com. Voi dați click pe Download Now pe site-ul CNET. Și cam asta e descărcarea. Trecem acum la instalare. Odată descărcat executabilul, trebuie rulat. Apoi dăm click pe Run. Alegem limba, eu voi lăsa engleză, deși există și limba română, dăm OK, Next, acceptăm termeni, e recomandă să citiți termenii totuși, dăm Next, 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 vom lăsa o iconiță pe desktop și install. Aici debifăm toate trei căsuțele și vom da mai apoi click pe Finish. Acum trecem la folosirea acestui program și vom vedea cum se folosește. Nu este greu deloc, este un soft foarte util și foarte interesant și v-am zis să îl puteți folosi foarte ușor. La scanner avem aici opțiunile de scanare, unde avem trei tipuri de scanări. Avem Quick Scan, adică o scanare rapidă, Full Scan, o scanare totală a sistemului și Flash Scan. Eu o să selectez Quick Scan și dau Scan. Începe scanarea, vedeți? Avem și alte taburi, avem tabul Protection, Update, Quarantine, Logs, Ignore List, Settings, More Tools și About. Vom vorbi despre acestea imediat ce se va termina și scanarea. Aici vă arată obiectele scanate, în cazul meu 294 până acum crește. Avem aici obiectele detectate, care până acum sunt 0 la mine. Scan type quick, noi am dat o scanare rapidă. Time elapsed, cât timp a trecut, 40 de secunde deocamdată, și ne arată aici fișierul pe care îl scanează practic. Când deschideți softul, e posibil să fie nevoie de un update, dați connect to a server și vi se va updata softul, practic vi se va actualiza. Eu voi pune acum pe pauză până se termină scanarea rapidă și voi reveni imediat ce se termină. Am revenit, haideți să vedem rezultatele scanării. După cum vedeți, am obiect detectat, să vedem. Nu știu sigur ce fel de fișier este acesta, dar o să-l selectăm și îi dăm Remove Selected. X și am scăpat de orice problemă. În tabul Protection avem aici, practic, versiunea Free a Malwarebytes și versiunea Full. Practic, versiunea full ar fi ca și un antivirus, aproape, însă nu chiar. Update, avem aici check for update, quarantine, avem acest soft care, hai să-l ștergem și din carantină. Selectăm fișierul, delete, și l-am șters și din carantină. Avem logs, aici practic ce s-a întâmplat. Avem ignore list, fișierele pe care noi vrem să le ignorăm. Acest soft are interfața puțin asemănătoare a lui Norman Malware Detector, dacă nu mă înșel. Puteți să mă corectați dacă mă înșel. Avem aici setări.
niște setări foarte interesante, Terminate Internet Explorer During Threat Removal, adică să ne închidă Internet Explorer în timpul unei ștergeri de virus sau fișiere malware. Anonymously report usage statistics. Aici avem niște report anonim. Create right click context menu, adică în momentul în care dăm click dreapta pe un fișier să avem vedeți scan with malware bytes. Automatically save log files after scan completes, adică să salveze fișierele log automat după o scanare, să le deschidă automat. Putem pune o parolă, avem opțiunea să mai schimbăm limba și să opțiuni legate de update după 7 zile să ne arate. Scanner settings. Avem aici opțiuni legate de scanare, updater settings, scheduler settings și aici este totul. Nu avem voie să intrăm în scheduler settings pentru că avem varianta free și nu avem varianta full. La scanner settings avem scan memory objects, adică să scaneze obiectele din memorie, scan startup objects, cele din startup, registry, file system adiționale, scanează și în arhive, destul de interesant. Avem aici rezultatele, opțiuni legate de rezultate. La updater settings avem download and install program update if available, să descarce și să instaleze update-ul dacă este available sau disponibil. More tools avem aici. Sunt niște tool-uri pe care le putem descărca de pe site-ul oficial și about. Avem aici versiunea 1.75.0.1300 și cam acesta este tutorialul nostru. Sper că v-a fost de folos, sper că a fost interesant. Eu vă mulțumesc pentru vizualizare, eu am fost Temu, voi ați fost pe canalul oficial Tutoriale Gratuite. Vă spun la revedere! Thank you.